Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Cariera cu FCSB din Football Manager 2022. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați și butonul de like și să vă abonați la canal dacă mai doriți episoade în continuare. M-ar ajuta foarte mult. Și de asemenea să lăsați în comentarii sugestii pentru pentru jucători, pentru că se apropie perioada transferului, suntem în noiembrie, mai avem o lună și câteva zile până în ianuarie. Și m-ar ajuta foarte tare dacă mi-ați lăsat câteva sugestii de transferuri, niște idei de ale voastre, pentru că până la urmă alcătuim echipa împreună și facem transferurile împreună. Așa că nu uitați să lăsați în comentarii, să dați un like și să vă abonați. Continuăm în acest episod aventura noastră cu FCSB. Data trecută am pierdut cu Rosenborg meciul din grupe. Am câștigat cu Academica, am câștigat cu Shakhtar Soligorsk, am câștigat cu CFR, cu Dunărea, am pierdut cu CFR, am câștigat cu Dunărea și cu Faru. În acest episod vom avea 3 meciuri extrem de importante cu Craiova, Rapid și Trabzonspor. Finala grupei, cum ar veni, pentru că acest meci va decide calificarea, cine se califică între noi și Trabzonspor. Suntem pe locul 4. Craiova este pe primul loc cu un meci mai puțin, deci dacă i-am bate în meciul acesta ar fi tocmai bine pentru noi, pentru că i-am mai oprit puțin să nu se ducă prea departe. Dar vom vedea ce vom face. Până un alta vom da semn acestor zile pentru că nu avem nimic important și vom trece la meci. Dacă mi-aduc eu bine aminte, nu am mesajul în față, dar pot să mi-aduc aminte, am primit niște sugestii în comentarii de la un băiat episodul trecut și mi-a spus să-l iau pe ea să căutăm. Am nevoie de un portar neapărat pentru că Tătărușanu și Andrei Vlad gafează în continuu și Tătărușanu mai e și împrumutat. Ia să vedem pe Alauschi dacă... Da, uitați, scrie că nu e de vânzare. Deci înseamnă că echipa asta la care e acum ține prea mult la el. Da, trebuie să ne căutăm alt portar. Deocamdată nu o să mă uit acum pe ceilalți jucători, pentru că portarul avem nevoie foarte mare, dar o să mai așteptăm puțin pentru că nu prea avem bani. Avem doar 26.000 de euro la transferuri, ceea ce e super puțin și nu ne ajunge să luăm pe nimeni. N-are rost să mă uit acum, am comentariul, știu ce jucători erau acolo. O să mă uit din nou când va veni vremea de transferuri, dar acum nu avem niciun ban. O să ne uităm ce vom face, poate mai vine un jucător, poate mai... Iată, CFR Cluj se încurcă cu FC Argeș, Dinamo face egal cu Gaz Metan, asta e foarte bine. CFR-ul se încurcă și dacă batem pe Craiova trecem pe locul... trecem pe locul întâi, dar Craiova mai are un meci de jucat. Dar suntem acolo, e foarte bine că s-a încurcat CFR-ul, avem o șansă foarte mare acum. Vine meciul cu CS Universitatea Craiova, echipa de pe locul întâi. Vom face echipa, din păcate n-avem asportare, așa că Tătărușanu va reveni în poartă. Radunovici, Cristea, Vinicius, Crețu, Olaru cu șut, iese Dumitel Inter, Cheșeru, Popescu iese, Inter, Anistoica. Și a revenit Valentin Gheorghe, și a revenit, mă rog, mai e puțin, poate juca doar 40 de minute maxim, dar Cordea și-a revenit, așa că o să-l băgăm în locul lui Anistoica pe Cordea. Iese Musi de aici, Octavian Popescu intră și el. Ăsta cine, mă? Ovidiu Popescu. Hai să băgăm pe Ovidiu Popescu pe bară, pentru că Gheorghe mai are nevoie de timp să-și revină. Și cam asta este echipa. O, stai așa că trebuie... Da, trebuie un jucător de Under 21. Intră Perianu locul ăsta. Bun, cam asta e echipa, să trecem la meci. Lovitură liberă pentru noi, nu? Da, la marginea careului. Hai, Budescule! Budescu! What the fuck, Budescule? Era de la marginea careului, de ce n-ai putut să o dai în poartă? Da, ăștia doi sunt morți rău, Radunovici, Cheșeru. Ai, mă, țigănașul.
Hai să nu luăm gol. Nu, bine, bine blocăm. Bă, Cordea, l-aveai pe la lângă tine. De ce dăm la disperare cu ele? Nu, vezi că pleacă. Aleargă, mă! Hai, Crețu, pas ușor, bravo. Mamă, mamă, ce pasă! Bă, dar nu-l vezi pe cashier-ul că abia aleargă? Ce îi dai așa în față? Cine crezi că e Bolt? Ia uitați-l pe Tătărușanu! Nu se poate așa ceva, Dumnezeule mare! Uite, uitați hal de gol ce a luat. Nu, că trebuie să fac schimbări, că n-ai, nu se poate așa ceva. Da, Toșca nu e pe margine. Așa că îl bag pe Mamut. Nu, îl bag pe Dumitru în locul ăsta. Este și Cordea, intră și Octavian Popescu. Și cam atât. Prost. Hai, Budescule. Da, mă, intră. Era prea aproape, mă, cealaltă. N-aveam cum să o dea de acolo. Acum era distanța perfectă. Bine, mă, Budi, mă. Aia zic. Ăsta și să terminăm meciul odată. Ce tare bună. Oh my fucking god, Cristea. Tătărușanu are aparent nota 6.7. Deci pentru ei, pentru cei de la FM, Tătărușanu a jucat perfect. A jucat perfect, a jucat bine meciul ăsta. La început a apărat bine. Bă, dar de când, cum a trecut câteva... Bine, mă, Olaru, mă, 2-1. Cum au trecut câteva meciuri cu și-a dat un petic? S-a terminat meciul, câștigăm. Primul meci foarte important în acest episod, îl câștigăm cu 2 la 1. I-am dominat, trebuia să câștigăm. Tătărușanu cu aceleași gafe, pentru că ne-a obișnuit prea, prea bine. Dar reușim să învingem până la urmă. Vine meciul cu Rapid București în deplasare pe stadionul Giulești. Iese Radunovici, că nu mi-a plăcut de el meciul trecut. Iese și Cristea, intră Miron. Iese Cordea, intră Vali Gheorghe. Tănase, intră Coman, intră și Mamut. Rămâne Budescu. Iese Perianu, intră Ovidiu Popescu. Și Andrei Vlad în poartă. Cam asta e echipa. Dar stai că trebuie, da. Hai Perianu. Nu Mamut, mă, Perianu. Trei jucători de andă 21 și da, ce să facem? Hai să dăm drumul la meci. Meci cu Rapid București. Execută Budescu, lovitura liberă, centrează și gol! George Miron marchează pentru 1-0. Avem 1-0 în derby. Conducem în Giulești. Gol Miron. Pleacă, pleacă, pleacă. Bravo! Hai, Budi! Centrarea lui Budi pentru Mamut, gol, Mamut, și a revenit și Mamut. I-a dat încredere, l-a mai băgat pe aici, pe acolo și iată că reușește să marcheze al patrulea său gol în acest sezon. Și conducem cu 2-0 la pauză, nu mă așteptam să conducem chiar cu 2-0 pentru că am dat golul 1 târziu, în minutul 33. Hai să mai schimbăm și noi ceva pe aici, hai să-l băgăm pe Popescu, aici în dreapta pe Cordea și aici pe Adrian Șut. Hai să-l băgăm și pe Dumiter în locul lui Mamut. Totuși vreau să-l scot și pe Budescu pentru că chiar dacă a jucat bine nu prea mai are suflu. Și decât să se accidenteze o să mai pățească ceva pentru meciul cu Trabzonspor, mai bine scot. Surprinzător Andrei Vlad n-a luat gol, dar s-ar putea să ia acum, că Haruț e nesimțit. Șut și bară. Noroc cu tău, Vlad, că dacă o dea puțin mai jos, tu erai după porumbei. Ei, Belu. Centrare și gol. Nu o să-l cer pe Vlad pentru că n-avea ce să-i facă din 2 metri acolo, dar marcajul. Unde e marcajul, boșilor? 6 minute de prelungire. Ce s-a întâmplat, băieți? What the fuck, 6 minute. Și câștigăm meciul. M-am speriat un pic. M-am speriat un pic, dar până la urmă am reușit să ieșim învingători în acest meci. Un meci destul de dificil dacă stau să mă uit pentru că am primit gol în 84 și puteam primi încă unul. Dar e bine că am ieșit învingători. Al doilea meci important în acest episod, al doilea meci câștigat, reușim să învingem de două ori astăzi. Și Craiova și Rapid, nu mă așteptam, sincer, dar iată că am jucat bine, a jucat chiar bine echipa.
Și trecem la finala grupei din Conference League. Craiova se încurcă și rămânem pe primul loc. Reușim să revenim pe primul loc. Gigi Becali este din ce în ce mai mulțumit cu evoluțiile noastre și ne bagă 4.700.000 în club. Ne plătim datoriile aproape la overall balance, însă bugetul este de 0%, 0%, auzi, 0 euro. Așa că vom încerca în decembrie sau pe 30 decembrie, când le expiră contractele în vară. Vom încerca să aducem câțiva jucători liberi de contract, să vedem care vor să vină la noi. Ne vom uita împreună după aceste meciuri. În episodul următor, cred că vom, sau peste două episoade, nu știu, dar ne vom uita împreună și vom decide ce jucători merită să vină la noi și ce jucători vor fi liberi de contract în vara viitoare. Vine meciul cu Trabzonspor, ultima șansă de calificare pentru noi și vom schimba aici puțin. O să jucăm gegenpress, o să-i presăm. Să sperăm că îi vom prinde cu mingea să greșească și vom recupera. Intră Crețu aici, Radunovici, Cristea și aceasta va fi echipa pentru meciul cu Trabzonspor. Vreau să jucăm gegenpress, să-i presăm, să nu lăsăm să paseze în propria jumătate și să recuperăm foarte rapid mingile. Jucăm ultima șansă de calificare, ultimul meci din grupe. Avem fază, Crețu pentru Cordea. Cristea pentru Crețu, pleacă foarte bine Crețu. Crețu în partea dreaptă, centrează Crețu, Tănase, peste poartă, lovitură de cap. Destul de slabă a lui Tănase. Popescu, Cordea, pleacă Crețu în partea dreaptă, pleacă mă, dă-i-o. Penalti, este penalti la Budescu, Budescu cade în careu. Este lovit și este penalti. S-a văzut din America că a fost penalti. Florin Tănase va executa, până acum nu arată niciunul. Să sperăm că marchează și acum Tănase. Tănase marchează și este 1 la 0 pentru noi. Ne dăm pe veri defensiv, pentru că ne-au dominat cei de la Trabzonspor. Pasa, centrarea lui Hamsik și este gol Cornelius, dar să vedem dacă este validat. Putea să fie offside la Cornelius, să vedem. Este gol valabil, din păcate. Hamsik pasă și gol, din păcate. Ce faci, mă, Vlad, mă, tată? Ce faci, mă, frate? Colțul scurt, gol ușor luat. Este Darius Solaru, intră șut. Este și Cheșeru, intră Tănase în atac și Coman în stânga. Scapă Cornelius, Vlad degajează direct adversar. Abdulkadir și este 3 la 1. Din păcate, șansele noastre sunt egale cu 0. Nu reușim să câștigăm cu Trabzonspor acasă, deși în deplasare i-am dominat, am făcut egal, în ultimul minut ne-am egalat. Dacă nu era Tătărușanu cu acea greșeală, încă regret acea fază. Dacă nu era Tătărușanu cu acea greșeală să ne egaleze, eram calificați acum. Pierdem, din păcate, meciul cu Trabzonspor. Foarte slab a jucat echipa noastră, am jucat și acasă. Și rămânem, din păcate, acasă. A fost un meci greu oricum, Trabzonspor e o echipă foarte puternică. N-am reușit să ne calificăm. Costache marchează și CFR bate pe Ghent, să vedem dacă se califică CFR-ul măcar. Da, CFR se califică într-o grupă cu Anortosi, Ghent și Shamrock Rovers. Sperăm să revenim puternici în sezonul viitor. O să avem o campanie interesantă de transferul sezonul acesta și vara viitoare. Dacă vom câștiga campionatul, vom ajunge în Champions League și de acolo sper să revenim mai puternici în Europa, să ne batem cu cei mai tari. Depinde și ce transferul vom face. Așa că ne-am descurcat ok, rezonabil în această grupă. N-aveam așteptări pentru că nu suntem o echipă foarte, foarte bună. Nu ne putem compara totuși cu Trabzonspor și cu Rosenborg. Dar sperăm ca sezonul viitor să revenim în forță în cupele europene și să ajungem măcar în grupele Europa League. Cam atât și cu acest episod, sper că v-a plăcut și noi ne vedem la viitoare. Pa, pa!